Bun. Întoarcem clepsidra ca să știm, da, cât exact timp aveam. Cât, și când... A, nu, e cam scurt. Da, o să fiu... cât durează atâta, durează podcastul, cât se... cât cade tot. Repede niște glume. Hai să vă zic repede niște glume, că Maria și cu Mincu sunt plecați în honeymoon și nu s-a mai întâmplat râs ca prostul, așa că hai să facem un râs ca prostul aici. Râs ca prostul. Încep eu? Ce ziceți? Eu fac acum la asta faci și faci. Noi trebuie să râdem? Ca da. Proști. Nu știu dacă știați, dar... Așa. Iartă-mă că te țin un pic. Sunt ok și eu? Da. Mulțumesc din suflet. Gata, te rog. Așa. Deci, nu știu dacă știați, dar tatălui Constantin Notara, care e și ardelean. Premiza deja este fantastică. Tatălul a fost un magician din, din Ardeal. Replica lui era Notara! Foarte bun. Este, nu știu dacă știați, dar... Trebuia să fii la râzi ca prostul ca să râzi. Da. Trebuia să fie și public așa. Nu știu dacă știți, dar Emil Racoviță avea un prieten pe care îl chema Dumitru Ninsoare și când se întâlneau erau Racoviță și Ninsoare. Asta mai dată. Da. Și de ce îl cheamă Mihail Sadoveanu? Că îi plăcea foarte mult să-și domine femeia. Stai puțin, era râs ca prostul cu tematică? Da. Că văd că ești literară, pe o... Era tematica, da. Bac, nu? Tema bacalaureat și... Deci de-aia nu se mai face deloc, gen, și te dai la asta. Da. Da. Cam asta a fost. Râs ca prostul între show-uri. De ce nu au filozofii copii? Pentru că au pula blaga. Bravo! Pe loc a fost. Bravo! E, și mult mai bun decât ce am făcut cu ăsta. E foarte bun, pentru că au pula blaga. Exact, foarte bun. Stai așa că mai avem. Am citit cărțile filozofului român și mi s-au părut Petre Țuțea. Ok. Țuțea, frate-s cărțile lui. Cred că... Dar ceva cu matematică n-aveți? Cred că Emil Cioran a fost rapidist. Și cred că Nicolae Labiș a fost... Hai! Mă încercam să mă gândesc că a fost Moș Nicolae. Vezi cum am întors așteptările? Că toată lumea s-a așteptat să zicem cu labă și... Dar nu e... Mi se pare că... cred că podcastul o să fie anti-podcastul de data trecută, așa că pare că suntem toți foarte liniștiți așa și... Da. Vorbim super calm. Nicolae Onani și îl mai chema. Onani. Așa. Pe Ioana Gârbiceanu îl mai chema inițial Ion Scârbiceanu. Da. Era... Ce-a făcut Ioana Gârbiceanu? A gârbicit. Și plus că mai toată lumea lua, îl... Bă, iertați-mă, dar eu m-am plictisit în gură. Stai așa puțin. La podcastul ăsta. Stai, mă. Păi, da, îți dai seama. Mircea îl ia de prost. Bag la glumea. Dar lasă, frate, nu mai înjura și vorbi urât. Fă niște jucuri de cuvinte. Încearcă să faci bine, frate, hai. Glume despre, Mihai Eminescu. Dar nu vreau să fac o matematică. Păi, dai la matematică, ia în Ion Barbu. Și ce plăcea să facă foarte pe mine matematica m-a făcut fii atent meu. Pe mine matematica m-a făcut din om binom. Nu știu ce era un binom. Mamă. Cum să nu mai fiu eu foarte prost? Cum să fă, mai zic păi asta și puteam cu... să stau acolo polinom. Să mănânc prăjitura polinom, dar nu, eu am dar zis că să fine. Vin să... Prost, bun, oameni buni, haideți gata să începem. Am început cu râs ca prostul, a fost mișto, am câștigat, da? Da. Tu ai fost cel mai praf. Da, clar, accept. Ai fost cel mai praf. Ai zis praf ai venit... cu ură în păi da, ai fost praf, praf și mai și venit, că mamă ce plictisitor și nu știu ce, că a fost super tare. Deci pot să fac, hai să recapitulăm care au fost glumele mișto. Racoviță și... Care era sloganul de pace în Ardealul anilor 1850? Make Slavici not war. Make Slavici not war. Make Slavici. Nu, bucurați-vă voi între voi acolo la glumea da, voastră. Da, foarte mișto.
Am încercat. Moara... Știi de ce s-a fost închisă moara cu noroc? Că n-a avut noroc? Nu, nu, pentru că era moara în care s-a găsit un floc. Gata! În fine, deci ai în fine, asta a fost teribil. Bun. În tiramisu. Deci, am fost, ca să lămurim acest subiect, am fost pentru prima și ultima dată invitat și am participat la o nuntă să fac ceva în așa, calitate de da, performer. Așa. Nu invitat pur și simplu, știi? Și am fost acest performer care la rugămințele soției lui Șurubel, casă de piatră lui Șurubel. Casă de piatră lui Șurubel și Iuliei. M-a invitat frumos Iulia, soția lui, să fac ceva că ci că mă iubește foarte mult Șurubel. A dat-o foarte bine. Cristina o chema pe soția lui? Nu mă. Da, și a dat-o. A fost o glumă cu poeți, nu cu autori, ai făcut acum. Eu cred că ai făcut o carte cu aventurile lui Habar n-am, de genul ăsta, ce să facem stand-up comedy, glume. Da, este, așa, și am fost acolo și a fost foarte drăguț. N-am făcut absolut nimic, deci ei au prezentat pe Facebook de parcă am făcut ceva acolo. Nu, veneau oameni, asta a fost foarte ciudat, că veneau oamenii cum ar veni, hai să ne pregătim pentru spectacol, este surpriza serii Costări. Și eram, duceți-vă înapoi că nu fac nimic, doar zic casă de piatră, mulțumesc de invitat, n-am pregătit nimic. Tu nu făceai set. N-am vrut să fac nimic, am zis, frate, nu fac niciodată stand-up la nuntă, nu fac. Și am zis, bă, dacă m-ai invitat să mă duc acolo să-mi fac, să fiu prezent lângă ei. Da, am înțeles. Plecați înapoi, ăștia, nu, venim cu toți. Costel, glumești, glumești. Fraților, stau numai puțin. În fine, și le-am spus că nu mai dă. Două ore jumate mai târziu. Nu, dar și-am făcut... I-am citit până la urmă ideile Iuliei pentru roast-ul pe care credea că o să îl fac. I-am scris niște idei și a zis, uite, asta dacă ai nevoie, folosește-le pentru... Și le-am citit, am zis, bă, soția ta, uite ce mi-a dat, mi-a zis despre tine să fac glume. Și am citit toate treburile alea și atâta a fost. În fine, dar eu am zis la început că nu mai beau de 3 săptămâni, că nu am treaba asta. Și el a zis că na, hai să îmi facă poftă. Glumești, Costel. Glumești, cum să te lași? Și mi-a dus o sticlă de Jägermeister, că s-a a mai rămas de la nuntă. Ce da? Frumos. Un Jägermeister pe care îl punem aici. Ăsta îl dăm lui Teo, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, sigur o să fie încântat. Și bineînțeles, ceva lui Raul. Și niște tequila am mâncat. Bă, am așa niște amintiri, am așa. Dacă vrei tequila? Nu. Am niște amintiri cu tequila. Tequila. Mamă, deci simpatică băutură, dar mie mi se pare urâtă. Mama, prima oară când am descoperit tequila în Tulcea era 1,80 lei shot-ul de tequila. Mamă. La Deep Bar. Și la metru... Mamă, la Deep a fost da, acolo. Metru era mai ieftin, era ceva în 16 lei metru de tequila. Adică până și pentru acum 10 ani era puțin. Și când m-am văzut prima oară cu deci linși sarea și după aia, wow, it's a thing. Deci frate, trebuie să faci trei... Succesul tequilei stă numai în ritual. Ritual, da, deci da, nu, da, e, da. Nu ar bea nimeni, nimeni. Nu s-ar bea, n-ar avea deloc atâta succes tequila dacă n-ar fi de ea de shot. Dar nu s-a părut extraordinar chestia cu linsul și toți, da, ia ăsta, stai că n-am lins, e fun. Da, mă, tu la toate au, da, le-au băgat la shot-uri și la Jägermeister, mamă, ia cu felia de portocală și ia nu știu ce scurt. Nu știu ce altceva în afară de felie de portocală, nu știu. Păi asta zic că ar trebui să se, adică dacă vrei să bei niște chestii dintre astea care sunt destul de scârboase, să le faci asta, un ritual. Da, asta e chestia, înseamnă că și țuica are nevoie de o chestie, o jumătate de prună sau ceva asta, cred că ar fi mult mai populară. Care în România are chestia asta de e țuică, mă, e ceva de al nostru românesc, da, și e tare, nu, și are nevoie de un ritual, cred că ar prinde dacă ai avea o, cum e felia de lămâie pe marginea șotului, o periuță de slană sau ceva ăsta, dai e clar slană, că țuica lini și după aia dai pe gât. Da, cred că ar fi marfă, dar cred că ar apărea și oamenii care strigi, domne, aia bea-o, bă, că e țuică, dracu, o pui și o bei, că nu, e mai de... Știi care e partea frumoasă? Că e un ritual la faza asta, numai că nu e atât de rapid cu sare, lămâie și tequila.
Este într-adevăr slana și ceapa, e țuica, e pălinca, da, care se mănâncă cu, se, da, mănâncă cu, cu, oricum, pălinca. În cu retrospectivă, țin minte că făceam chestia aia, mi se părea mie super sexy să pui sare pe o fată și să linge așa și așa. S-a pus vreodată super chestie, chestia, da, asta de care n-am auzit niciodată în viața mea. Să pui aici pe o fată, lingeai și după aia țin minte că s-a întâmplat odată de două ori să fie aibă mult fond de ten de ăla așa și să... Mi se pare că oricum transpir și e sărat, adică că acum ei face exces de sare. Da. A fost o poveste la un moment dat a unui prieten de-a meu care a fost foarte scârboasă. Zicea că la un moment dat era de pe vremea liceului și era la un majorat și că s-a combinat cu o colegă de-a noastră de clasă și a dus-o, era undeva în afara Bacăului și a dus-o undeva pe un deal și s-au băgat acolo, au început să se sărute, să se împingă unul într-altul, nu neapărat sex în pielea goală, dar la un moment dat nu știu cum era așa, ci că a băgat mâna și a simțit că e ceva balegă. Și după aceea că și-a dat seama de treaba asta și s-a șters de iarbă, dar totuși și acum ar veni, n-a mai putut să, mamă, stai să te ating pe față, wow, să-ți, wow, bag. Așa. Adică era mai mult așa, deci cu mâna cât se poate de departe să nu-i miroase, mai, vreau să-ți suc degetele. Serios, da, acum ești prima femeie, bine, acum. Am și eu o poveste scârboasă de unui prieten al meu care superputerea lui este că poate să vomite oricând, oriunde. Deci dacă ești vomită, instant. A, Doamne. Și wow, super sensibil la stomac și era în vamă și făcea sex cu una, beți, morți, te beau cunoscuse pe aia. Ah, shit. Ăla, aia era deasupra ei, ăla ei se face rău, se întoarce într-o parte și vomită și se face și lui rău și vomită în cealaltă parte de aici și a continuat să o fută aia cu două borături în stânga și în dreapta. Doamne, te parcă era un Pikachu dintre ăla, așa de borală, Pikachu cu plânsul lui de... Doamne, ce povești! Borale, te aleg! Bă, sincer, ți-am zis, mai știu povești dintre astea. Asta e o poveste de care mi-aduc aminte și care m-a făcut să mă gândesc cât de mare dorință avea femeia aia să facă sex în seara respectivă. Pentru că eram în anul 2 de facultate și m-am întâlnit cu niște prieteni și un prieten de-al meu avea iubita în altă parte, deci nu era în București, făcea facultatea undeva în altă parte. Și venea odată la două luni, odată la ceva timp, mai venea prin București. Și ne-am întâlnit în seara aia, eram mai mult și ne-am îmbătat și nu știu ce, și ăsta băuse cam mult. Și la un moment dat eram în fire și îl vedeam cum stă așa și era cu iubita lui care tot mângâia, tot săruta, tot trăgea de păr. Se vedea clar că avea poftă, am venit acum din orașul ăla, te doresc, mâncața și gurat. Și ăsta era un pic băut și da, s-a băgat așa cu capul după banca din fire și a vomitat pe acolo, pe care s-a șters și a fost femeia, am văzut. M-am uitat la ea cum s-a uitat la el și a fost, mă doare în pulă, tot ne futem, nu mă interesează. Și a băgat limba în gură direct. Da, i-a băgat limba în gură și a fost, dă-te în pui mei, bea ceva, bea un pic. Hei, poftă bună! Nu, îți dai seama, micul dejun dimineața. Dar era femeia atât de disperată, adică sincer o înțeleg. Bă, dacă ți-e poftă la modul ăsta, bravo, frate. Bă, dar la voi care a fost cel mai public loc în care ați făcut sex? Ah, shit. Nu-mi place discuția aceasta. Nu vă place? Nu-mi place discuția asta pentru că nu sunt pe sau... filmul ăsta deloc. Păi nici eu, la mine s-a întâmplat, nici eu nu sunt pe film, dar pur și simplu... Nu-mi place filmul ăsta deloc, mai ales când... Hai, povestește-ne tu decât să zicem noi. Eu am vreo 3 povești de astea. S-a întâmplat de fiecare dată. Odată în Tulcea a venit o poloneză, două poloneze de the fapt. The story with the Polish. Poloneză. Da. Cârnatul sau de la covrig. Covrigul, da, înțeleg. Eu aș mânca cu cârnatul. Asta se poate tăia foarte ușor. Cred că de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Cred că de pe vremea celui de-al doilea război mondial au devenit termeni polonezul polonez, de, da, mâncare, că da, îi făcea. Au fost aproape lichidați ăștia polonezi. Dar e că nu avea ceva pe ăsta, Văncică, gluma cu dați și mie doi polonezi, ăia mai arși. Ah, da, asta. Ok. Ok, nu, da, era mai vechi în setul lui, da. Așa, și a venit o poloneză. În fine, povestea e foarte lungă, dar o scurtez doar la locurile unde am făcut sex. 1.
pe un tobogan de la de apă abandonat, dar gen la 10 metri deasupra pământului și problema a fost acolo că toboganul ăla era din fibră de sticlă și am stat cu bucile pe fibra aia de sticlă și după aia m-am înțepat. Și după aia am făcut în Tulcea, dacă ați fost vreodată, e un loc unde scrie ca la Hollywood, Tulcea, așa, da. Știi, ca la Brașov, e un monument acolo. Da. Și la 6 dimineața pe în vârful monumentului ăla, acolo nu m-a rănit eu, dar s-a rănit ea că era granit și s-a julit în genunchi acolo, așa. Și încă o dată în vamă, nu faceți și voi. Nu, încă o dată în vamă pe plajă, dar acolo a fost mai mult așa o tentativă de sex. Nu voiam să fac sex, dar voiam să demonstrez ceva. Era asta. Da, da, și mie mi s-a întâmplat odată cel mai interesant, a fost în pădurea Baciului. Wow, unde într-adevăr unde erau tot magnetismul și ce se spune cu toți copacii care erau așa și mie mi se lăsase pula tot la fel, era atrasă de pământ. Și după ce ai terminat nu ai zis, uite, ai ectoplasmă pe tine. Doamne, doamne. Păi ce mă enervează că nu se mai face sex, stand-up la... Da. Mai ales la mine sex acasă. Sex în pat. Nu se mai face sex. Mă enervează că nu se mai face stand-up la Electric Castle, pentru că mă duc la Cluj, stau tot weekendul ăla de joi până duminică ca să mă duc la Louis C.K. Louis C.K., care apropo că face și pe 21, da, vă dați seama că este Louis C.K. în Cluj. Da. Da. Și a zis, am aflat de la Florin că a cerut el special în Cluj și n-a vrut în București. Deci probabil e curios de oraș sau ce ăsta. Dar pe aștept să merg și să dau și de el acolo. Și mă enervează că vreau să merg la Electric Castle, dar noi fiind cu copilul, nu spune să stăm seara, da. Și e foarte scump, frate. Este 600 de lei un de la pass din ăla sau e 300 de lei pe zi. Și dacă mergem două zile, eu și Andreea, înseamnă 1200 de lei să merg câteva ore pe acolo. Hai să vă povestesc cât de prost sunt eu. Am rezolvat ceva, un gig la Electric Castle, mi se asigură... Tu ai un ceva la Electric Castle care poți să-mi faci și mie o combinație? Încă nu știu, dar dacă aflu, zic. În fine, pentru un brand o să vedeți pe pagina acelui brand. Și ideea era că voiam neapărat să merg cu avionul. Luni biletele erau 59 de euro de miercuri seara până luni dimineață. Super, ok. Pac, iau două. Până s-au confirmat toate bugetele astea, ajunseseră biletele până la 400-500 de euro. Și zic, hai că îmi bag picioarele, oricum, las să fac bani, să mai plătesc ăștia transportul, e ok, le iau. Bă, și în momentul în care le-am luat, mi-am dat seama că am greșit data de întoarcere. Și m-au costat 25 de milioane și după aia, ca să schimb, m-au costat încă 13 milioane. Deci am plătit 800 de euro pentru două bilete până la Cluj și înapoi. Efectiv, puteam să merg până în Thailanda cu banii aia. Jesus Christ! Da, I know. That's a stupid. You are fucking stupid. Măcar știi cum e... Nu vine să cred. Doamne! I know, mi-e rușine. Eu când mi-am bilet de avion verific de efectiv 400 de ori. Bă, și eu la pentru fel, că știu dar că acum m-am super grăbit cu... și cel mai tare a fost că fix înainte să dau book mi-a apărut notificare de aia. Nu vrei să dai upgrade cu 50 de lei în cazul care vrei să schimbi biletele să fie cu 50% mai ieftin? Nu-mi trebuiau, mă, mie! Și în secunda 2, karma m-a lovit și a zis, ești karma, karma, nu, prostia, nu site-ului e, da. De rezervă da. Bilet. Mamă, incredibil. Și faza e și mai funny că cu o săptămână înainte mă chitroșeam tot așa la 200 de euro pe bilete la Edinburgh, care m-au costat mult mai puțin la jumate din cât m-au costat ăstea până la Cluj. Băi, da, s-a uitat da. Și Andreea că să luăm avionul, dar tot așa, nu știu, 22 de milioane mi se pare că mi-a zis să mergem noi doi și cu bebe. God și a damn. Fost, mă, cac în el, de no, seama. Da. Păi și cazările, unde ai văzut cât costă cazările? Da, și am zis, mă, luni era super ok, era lejer, era 59 de euro, era absolut ok. Da, adică prețul normal de mers la Cluj. Da, bă, și mă... Abia aștept să mergem la Cluj, dar aș merge și la Electric Castle și... Dacă noi o să ceva... mergem, că dacă suntem ok cu combinație... banii. Da. Fac de 15 ani stand-up comedy, sunt printre cei mai buni. Pula mea, sunt ok cu banii. Păi și nu mi-e și mie două bilete, așa că ești prieten cu mine. Nu, dar numai eu ok cu banii. Numai pentru mine, familia mea. Nu dau pe Facebook, la n-am donat foarte rar. Donez la chestia, nici nu cred în ele. Salvați copiii. A, 2 euro, atât. Te simți bine. Hai să vă zic ceva extraordinar de frumos. Oh, cred că acum începe podcast. Începe șmecher. Bă, hai frate. Mi se întâmplă de multe ori să visez o chestie foarte interesantă.
roller coaster dintre ăsta. Am vis cu, mă plimb cu un roller coaster. E undeva ceva extraordinar, este nu așa super simplu, pac, 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 sau chestie dintre asta. Este, sunt suspendat și e printre munți, printre, și cu o viteză incredibil. Incredibil. Și visez de foarte multe ori că mă dau pe acest roller coaster. Azi noapte am visat că eram într-un oraș în vizită, deci eram turist, eram și cu Liudmila și cu o prietenă de ei, cu Mimi, și ele erau în spate. Zic, haideți repede că pierdem telegondola, cum ar veni. Era o telegondolă într-un oraș al viitorului, în 2480 și în niciun caz România. În Brăila 2480. În Brăila Americii. În fine, ideea este că am intrat în puii mei, m-am băgat în acea telegondolă, care era o chestie de venea un suport așa aici, blocat, cu picioarele suspendate, trebuia să mă țin aici și am plecat. Bă, și a plecat ăla cu o viteză, mâncața și gura ta. Bă, frate, deci adrenalină maximă. O senzație în creier de... Bă, și era făcut în așa fel încât eu așa puteam să fac în el. Și când m-a suspendat cu capul în jos, desimțeam așa că era... Bă, deci, oricum. Și la un moment dat pică de foarte sus... Pică, pică, pică până mă prind că, bă, mâncața și ăsta a căzut. Nu e nicio... Eu cad. Și cad până... Dar fără stres, fără panică de nu știu ce, pentru că imediat după ce am căzut, nu m-am trezit, a continuat visul. Eram în picioare. Da, asta a fost mișto. Dar nu e... Și atent. Că asta e trigger în vis, că să cazi e trigger să trezești? De la băut, nebăut, acum încep să ai lucid dreams, știi? Da. Fii atent. Și încep mâncața și gura ta să mă plimb printre oameni. Oh, ceva din mine zicea că sunt în continuare viu, până la un punct când mă întâlnesc cu niște oameni și zic, bă, frate, eu nu mai sunt viu. Mamă, ești nebun, eu nu mai sunt viu, frate. Deci eu mă plimb, stai să vezi. Am înțeles. Deci eu nu mai sunt viu, mâncața și gura ta, și mă duc și mă plimb, acum încercam să-mi văd cum ar veni cadavru. Și mi l-am văzut în cața și gura ta, da, frumos a venit, frumos, frumos. Am văzut, era un morman, că și arsese, nu știu ce, și era un morman de cadavre pe acolo. Eu eram în picioarele goale, mi-am văzut picioarele cu niște unghii mai mari. Nu erau tăiate unghiile. Dar m-am uitat și m-am uitat foarte drăguț la picioare și am fost clar, nu mai sunt viu, da. Asta e foarte ușor am acceptat situația, foarte interesant, și în momentul în care mă plimbam pe acolo printre oameni și nu știu ce și știam că nu sunt viu, eram, păi când m-am trezit mi-am dat seama că eram în zona astrală, cum se cheamă, în vis. Ce nu făcut? Știu ce. Bă, nu prea am mai făcut mare lucru, m-am plimbat. Nu te-ai întâlnit? Kurt Cobain, salut! Da, era morfă dacă se întâmpla ceva. Ideea e următoarea, că îi povestesc Liudmile visul ăsta, mi s-a părut foarte interesant și zice, știi că e foarte, că după moarte e foarte fain visul ăsta, că te pregătește ușor, ușor, să nu te panichezi, ca după moarte, când doar conștiința ta o să mai trăiască în zona astrală, să poți să te duci spre lumină. E niște teorii în spiritualitate. Ok. Și zic eu, frate, vrei să zic ceva? Sincer, la cum am văzut în visul ăla, eu cred că după ce o să mor, eu o să mai stau pe acolo, că sigur mă recunoaște cineva. Până sunt în zona astrală și vreau să mă duc înspre vertical, să mă duc înspre lumină, dar sigur... Costel? Hai să facem o poză astrală. Da, hai să facem, frate, o poză. Dă aparatul, dă telefonul tău, că e mai bun. Știi ce o să fie? Și atunci mi-a zis, vorbeam despre asta, zice, bă, ce tare ar fi, că de obicei, dacă pentru oamenii care sunt curioși de lumea asta foarte simpatică, să se uite la filmul No Solar, Our Home. Acolo e un tip, un brazilian, care a avut o experiență dintre asta și el foarte ușor intră în zona asta și vorbește cu morții. E, mă rog, arată cum ar veni lumea cealaltă, nevăzută a morților și așa. Și în fine, zicea, bă, ce tare, că tu știi că dacă tu te obișnuiești cu treaba asta și ești conștient în zona astrală după moarte că ești acolo, că poți să iei oamenii să-i cureți și să-i ridici înspre lumină. Zic, frate, da, mi se pare foarte drăguț și pot să-i conving exact cu poza asta. Știi că e o zonă mai întunecată cum ar veni zona asta astrală, unde sunt oameni care sunt dependenți de alcool, dependenți de droguri și nu vor să scape de dependența asta. Știi, e o teorie.
Și zic, păi iau așa, că vin la mine, luat de costele, facem și noi o poză. Cu aia știi care e toată treaba? Aș face o poză, dar e cam întuneric. Hai un pic la lumină. Hai un pic la lumină în sus, așa, să facem o poză, să vadă ca lumea. Și uite așa, și așa îi bag la lumină, frumos. Deci mâncați aș gura ta, da. Adică scrie întuneric în lumea astrală, ar trebui să fie lumina, adică aia să fie lumina, dar în lumea astrală ar trebui să fie luminat. Să nu fie întuneric. Bă, sunt, e și, este, e întuneric. Nu poți stai în colțul la întuneric al lumii astrale. Ți-am zis, depinde foarte mult de fiecare om și de asta, da, cum trăiește. Eu ți-am zis, filmul este mega foarte interesant ăsta, filmul nostru solar, pentru că are niște simboluri și niște lumi pe care omul acesta le-a văzut și care cumva sunt descoperite și găsite și în alte cărți ale altor oameni care au mai făcut această experiență. Și lăsând asta la o parte, ca să nu ne ducem acolo, trebuie să fac, frate, o să recomandare. Să rândul la vorbiți, vă rog, mai el tot episodul, știi că dacă începem noi ceva... Nu, și nu, alte nu chestii uit, care mi s-a întâmplat. Să nu uit, e doar o recomandare. Tamaine Gardner, căutați pe această domnișoară, Tamaine Gardner, cum o cheamă, e o tipă care cântă la ukulele, dumnezeiește. Deci am urmărit-o pe YouTube și pe Instagram și cântă de la muzică clasică la compoziții proprii, Tamaine Gardner. Este senzațională. Este superbă. Ce se întâmplă. Bun. Finished. Da. Foarte plictisitor visul. De-aia și dormeai. Băi, eu am rămas cu gluma asta. Eu am rămas. Eu zic tot timpul când cineva îmi povestește un vis, eu termin cu foarte plictisitor. De-aia și dormeai, care e gluma ta de... Nu, am mai zis de foarte multă vreme. Eu am visat că băgam heroină cu Bordea. Și că era lângă mine, nu știu, eram... Eu v-am povestit că am fumat heroină? Ce? V-am povestit că am fumat Nu, dar stai să vedem. Așa și după aia trebuie să ne povestești. Am vrut doar să zic asta ca să pară, bă, ești nebun. Dar n-ai fumat? A fumat heroină asta. Zi. A stat în carte. A fost, adică nu mai țin, doar țin minte că era Bordea lângă mine și mi-a dat el, ia mă, seringa și... Ne-am băgat. Jesus Christ. Și era și micuțul pe acolo, da. Dar el nu băga, el era... Era cel mai bine dacă băgă. Dar eram un mândoi așa, că puși în cur, rezemați de un perete. Cum să bagă heroină? Da, exemplu perfect. Mă, ce înțeleg. Bă, mi-am lăsat aminte cu visul. Zic cu heroina, man. Dar am fumat heroină, eram în cartier și fumau tovarășii mei și am fumat și eu. Ai știut că e heroină? Da, 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 da. Dar erau mai mari ăștia, erau băieții, erau mai mari și... Toothless. Era foarte nașpa. Ca dragonul. Da. Da, era foarte, e foarte nașpa chestia asta când ești mic și vrei să fii ca aia mari cu orice preț. Mai ales când ai prins și perioada aia de băgau ăștia, dava, dă un pis de măsit. Da, da, era, da, venea, a venit de două ori Saba, poliția în acțiune la noi la bloc acolo. Dar groaznic, frate, a fost o perioadă nașpa în care băgau ăștia că era drogul, se găsea drogul ăsta. Da, asta era, da, se băga heroină. Cel puțin la mine acolo la bloc, asta era, erau mulți care băgau heroină. Groaznic, frate. Foarte nasul. E bine, numai acum alte vremuri, ketamină, lucruri. Dar acum e puțin mai organizat, adică numai heroina era și devastatoare, pentru că erau efecte nasoale, voi chiar trebuia să-ți iei heroina, se întâmplau căcaturi pentru heroină. Adică acum nu prea auzi că unul și-a vândut, s-a bătut cu oia, s-a tăiat cu nu știu cine. Și cum s-au deschis porțile, ce a intrat în România? McDonald's, Coca-Cola și heroina, aia a intrat imediat după revoluție. Capitalismul a venit direct. Da, așa. Și acum înțeleg că e cu cocaina, toată lumea își permite, că înainte era ce-i mă, nu incredibil. Trăgea nimeni. Bă, trebuie să zic ceva, frate. Voi ați observat că nunta a devenit petrecerea drogurilor acum? Nu, dar nu știu asta. Dacă lumea cam știa la ce nunță ai fost în ultima vreme. Lăsând asta la parte, am mai tot auzit un cațaș gura ta. Salutare! Am mai tot auzit, frate, deci am mai tot auzit. Bine. Nu știu, eu am fost la Maria și la Mincu la nuntă și mie nu mi s-a dat droguri, domne. Foarte nu știu bine. Ce asta cu voi, dar mie Revoltător. Nu mi s-au dat doar droguri că la eu am mai auzit la de la nuntă, la Maria și astea. Frate, am fost la mi-a plăcut la nuntă. Am fost la nuntă și am luat o pastilă. De ce să iei pil? De ce să iei pastile? De ce să iei ecstasy la nuntă? Că horești. Bă, frate, ce? Da. Horești. Am auzit de la foarte mulți da, oameni. Da, mă, dar cred că nu e plăcut, că e cu bătrâni, cu astea, cu nu știu dacă e
în ultima perioadă, eu nici n-am luat vreodată. Nunțile, ți-am zis, au devenit petrecere de te duci frumos, da? Te droghezi acolo. Nu, nu mă, cred e, că și-au nu luat e așa. Cred ai, că am îmbătrânit noi. S-au întâmplat, s-au întâmplat niște anturaje și niște chestii și nu e așa. Eu am, merg la 5 nunți și nu o să fie la niciuna, niciun, nici iarbă de fumat. Sunt convins că la nunțile din Moldova, cu oamenii care vin din străinătate, dacă vin moldoveni din Anglia, moldoveni din Italia la o nuntă în țară, bagă pastile și cocaină și iarbă de sparg. Sunt convins de asta. Cine, toată lumea care pleacă în Italia bagă pastile și da, dar la nuntă, și... vin la nuntă, asta e chestia. Bă, avem nuntă la Nia Grigori, băi, la Nia Grigori. Ați văzut știrile că tot au apărut Ilieci săptămâna asta, pe unul din Constanța a prins cu nu știu câte droguri pe care voia să le vândă la Neversea și era un top coment acolo, se mai ține festivalul. Da. Și au mai fost unii veniți de la Pitești, au prins cu 10 kg. 10 kg de toate, dar mare parte e iarbă. Frate, cum să muți 10 kg în 3 zile? Inconștienți. Dar nu, dar nu cred că poți să vinzi 10 kg la festival în, da, în 3 zile. Mi se pare așa. Adică trebuie să cumpi, trebuie să efectiv ai putea să dai 10 kg dacă ți-ai face un chioșc și ar veni lumea, da, avea mulți angajați, da, cu birou, cu astea și să vină unde te-ai duce să ți-ai luat la sandwich-uri. Da, adică cum ai venea, face cocktailuri, vine unul, îi faci, da, îi dai, da, așa ai putea să vinzi 10 kg. Nu dacă trebuie să dai, să iei bani. Adică să... noroc că i-a prins pe ea pe drum. Cu stai, mă, și 10 kg, la... cocaina ai zis? Nu, mare parte iarbă. Mă rog, oricum, 10, tu ți-ai seama câți bani trebuie să ai după ce ai vândut 10 kg? Adică e greu și să... Da, da, ai de obicei sunt niște copii proști. Hai să vedem că oamenii cât cumpără. Cât cumperi, nu știu, un gram, da, pe fiecare acolo. Tu îți dai seama că trebuiau să dea 1000 ori 10.000 de plicuri ca să vândă pe toate? Da. Este... Da, da, corect. Idioți. Adică 10.000 sunt maxim 100.000 de oameni. Unul din 10 oameni cumpăra un gram. E, deci cum ar veni 10.000 de oameni acolo și el s-a dus cu... Nu, ai, sunt 100.000 de oameni maxim. Am eu cred că cineva vrea să fie cool. Bă, ideea e că îi prind pe ăștia mai prost și mai prost și mai credul și așa mai departe și îi strimești la înaintare și fac de așa. Doamne, dar ți-am zis, ideea este să te duci de asta Never See și alte festivaluri. Nu, mulțumesc, ca să te... Nu, no, eu aș vreau să merg. Nu, mă duc la Oaha, ți-am zis, din acest considerent că gata, frate, am ajuns la o vârstă. Cred că e morfă la ăla, la Never See. Dar mie nu-mi place muzica aia, mie nu-mi place muzica techno deloc. Nu mi-a plăcut niciodată, dar deloc, adică aș, sunt stiluri de muzică care nu-mi plac, dar pot să le ascult să mă distrez. Dar aia da, nu... Și asta cu, mi se pare că trebuie să iei ceva. Iar eu nu iau, eu nu consum. Da, nu, deci îți dai seama că... Mă uit pe writing prompts acolo, îmi place foarte mult thread-ul ăsta de Reddit în care îți dau așa cât o temă și tu trebuie să scrii ceva pe ea și era una foarte simpatică că panteonul zeilor grecești, au zis bă, nu mai crede lumea noi și hai acum să dăm un pic de puteri oamenilor care ne poartă numele și n-au luat în considerare faptul că sunt foarte multe animale cu nume de știi, și toți câinii care îi cheamă Zeus acum poate să tragă fulgere. Și foarte tu trebuie să faci exerciții. Da, foarte mișto. Și, de ce mișto și era chestia aia, dacă vă e să fii PR-ul zeilor. Nu, PR, eu ți-am zis-o cu... vin extraterestrii pe pământ și aleg ca mod de a se prezenta planetei să angajeze o firmă de PR. Și firma de PR vine și ok, avem un plan de comunicare pentru voi, am făcut un research, oamenii nu au o părere foarte favorabilă despre voi, încercăm să vedem cum introduce, știi, și să faci asta, că extraterestrii fie bla bli 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 bli. Da, în primul rând, știi care e teoria pe care a lansat-o și unul dintre mari matematicieni, fizicieni, este că dacă e să vină extraterestri, e clar conflict. Că au venit să ne invadeze, da. Au venit să ne invadeze. Și atunci da, am vrea prima dată să mergem pe ideea asta de pace pe extraterestri. Să venim pe ideea de, bă, uite, au venit extraterestri, vin, dar e pe pace, e pe ciluială. Dar noi chiar vrem să... Au droguri bune. Noi chiar vrem să invadăm. A, chiar vreți să invadați? Da, da. Am venit pentru a sclavagi umanitatea. Aici...
Da, la faza asta trebuie să vorbiți cu altă firmă de PR pentru... Ce ziceți să încercați la Sace Sace sau la... Cum îi zice la aia de lucrează toată lumea? HP. Nu, HP, mă zi mă, că e una dintre astea când are Coca-Cola și este pe... E aproape de... La Măchean. La Măchean. Mergeți la Măchean că iau Coca-Cola și Coca-Cola și extraterești trebuie să fie super. Și Măchean are să ne dea 500 de euro că am făcut reclamă. Nu. Nu? Ok. Cred că nu o să mă ne mai dai niciun ban după ce am sugerat că... Da. Eu am o premisă foarte drăguță și foarte simpatică de glumă. Ia-zi. Care mi s-a întâmplat, e o situație care mi s-a întâmplat foarte fain. Am fost cu Victor Băra la Ploiești, la un show. Și mergeam și vorbeam destul de mult despre stand-up, tra-la, ce-i mai place lui, mi-a recomandat să mă uit la Tom Segura, n-am mai văzut de mult Tom Segura, de fapt de mult când m-am uitat la Tom Segura nu mi-a plăcut. Și ăsta mi-a zis acum, bă, da, care stilul ăsta pe storytelling și tra-la, și am zis, bine mă, hai mai dau o șansă. Deci recomand Tom Segura, mi-a plăcut. La Mostly Stories, nu? Da, e foarte mișto, mi-a plăcut. Ideea e că vorbeam despre heckleri. Cum că zicea Victor că nu prea se pricepe cu hecklerii, cu nu știu ce, și ziceam, da, uite, eu când eram mai tinerel și aveam o perioadă dintre asta mai nasoală la stand-up și când mai atrăgeam cum ar veni heckler din sală, era foarte urât pentru că înjuram și era foarte violent și agresiv și nu era neapărat funny. Știi, era din primul, taci în pula mea de proasta dracului. Și era toată mea crispată și ce cu băiatul. Doamne, aș pula în curvele astea de... Aoleo, Doamne. Și după aia mă simțeam foarte prost după... Îți dai seama că te simți foarte nașpa după o seară așa. Și a doua zi îmi imaginam în heckler ce-mi zic și am scris niște glume. Am scris vreo câteva pagini în agenda ce le răspund hecklerilor dacă nu știu. Și după aia zic, frate, dar am văzut o chestie foarte tare, răspunde Stuart Lee la un heckler. Și dau, zic ce am crezut eu că a zis Stuart Lee, dar nu cred că a zis asta. Și anume i-a zis cineva din sală lui Stuart Lee că e nașpa materialul. Chestie care nu sunt 100% sigur că s-a întâmplat și că am văzut treaba asta. Și zice lui Stuart Lee, e foarte nașpa materialul și ăsta zice, bă, știi care e toată teaba? L-am scris și în momentul în care l-am scris mi s-a părut atât de bun că mi-am făcut un credit atât de mult, atât de bun mi s-a părut. Că am zis, frate, cu setul ăsta am văzut să fac foarte multe show-uri și am văzut cum e de bun și mi-am făcut un credit. Și deja am creditul ăsta, nu mai am ce să fac, da, nu mai am cum să mai scriu. La alt material că trebuie să-l fac pe ăsta până plătesc creditul înapoi. Și pe aia râde ăsta, Victor Băra râde în mașină, mamă ce bună e chestia asta. Și merg cu mașina și zic, bă, nu cred că a zis teoria asta. Cred că a fost efectiv, eu am făcut această chestie acum. Și am dat timpul, mai trebuie să verific. Și am căutat Stuart Lee Heckler și n-am găsit chestia asta. N-am găsit-o și mi s-a părut... Dar pare mai mult din mintea ta decât din mintea lui Stuart Lee. Dă-te-mi puii mei ce poveste am făcut-o de nicăieri și o glumă oarecum ok. Știi cum e că e, de obicei, criptoamnezie de aia de fur material, Costel inventează materialul. Da. Acum îmi pare rău, până la mea, că am zis lui Victor glumele, Bara. Le pune glumele de lor. Îmi pare rău că am zis lui Victor că e lui Stuart Lee, că acum chiar mi se pare... Mamă, dar Victor avea, când a fost cu Naie în Germania... Avea cel mai urât de asta de heckler, că era oia de să uită la noi, era șmecheraș din ăștia și era, tu cine ești, mă, din astea, adică nu e, faci o glumă acolo. Vai și tu ți-ai avut pe copiii tăi heckler, tu ai avut maxim. Iar eu l-am avut pe, voi ați avut voi pe Tony Ionescu heckler? Nu l-ați avut pe Tony Ionescu heckler. Where? La cabana. Da, la cabana a fost la Tony cabana. Ionescu? Da. Și a venit doar să heckluiască? Bă, frate, eu nu știam cine e, eu am urcat pe scenă. Și am de făcut și era atâta, nu eram cu tine la show, nu? Nu, eram cu... Bă, cred că eram cu Mirica și cu Drăcea. Deci cred că era și cu tine, dar nu știu. Nu venise să ceva genul ăsta. Shit, man. Mă rog, era Tony Ionescu care a tot comentat. Eu nu știam că el, nu-l vedeam. Și am tot încercat să răspund chestii. Dar nu era pe râdem, era pe... Golăneală. Da, așa, Golbaneală. Să zic și eu chestii, știi, că și eu party. Probabil la masă lumea era, păi stai mă că și Tony știe mă că face și el. Da. Și după aia, când am coborât, l-am văzut, nu știu, nu mi-am dat seama încă că el era, dar l-am văzut în sală și am vorbit cu Drăcea și cu Mirica care mi-au zis că înainte de show a venit la... Nu,
când eram eu pe scenă, a venit la ei și le-a spus că, nu știu, l-a rezolvat viața. Ce vrei, mă, Toni Ionescu atunci la cabana? Că nu joacă cu fața suficient. Că ăștia, dai seama, ăsta era chiar super la început, drăcea. Și era până la și a spus glumele așa, a venit Toni Ionescu să le spună că, bă, nu jucați, nu... Aia, nu. Eu nu prea joacă cu creierul, asta e problema. Da, și m-a hecluit, dar într-un mod nici nu, nici să te da, super, dar nici să te răspunzi. Dar foarte drăguț din partea lui. Adică la modul, știi, adică nici urât, dar nici marfă. Fiți dar atenți, băieți, mai am un writing. A fost simpatic că a fost la stand-up, mi se pare simpatic. Probabil locuiește la cabană, sau probabil veni să mănânce mici a fost. Fii atent, da. Tu ești marcian, primul naționalist gay. Primul marțian național. Nu, marțian, așa nu, marțian te cheamă. Marțian. Marțian și ești primul naționalist gay. Da. Deci ești naționalist. Da. Și gay. Gay. Și o să joc și acum, cu fața, și ca acum, să le arăt și băieților cum și se joacă cu fața. Și hey, ești la o reuniune de băieți de ăștia de noua dreaptă și trebuie să ne inspiri și să ne spui cum daci au fost primii care s-au futut în cur. Băi, vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat și mă bucur foarte mult pentru încrederea pe care mi-o acordați. Acum că suntem în 2643 și toate lucrurile sunt ok din punctul ăsta de vedere și nu mai există reprimare și nu mai există, cum se cheamă, nu reprimare, scuze, discriminare, mulțumesc mult. Acum trebuie să punctăm altceva. Cine au fost primii care s-au futut în cur? Care au fost primii? Daci. Dacii au fost păi, primii. Păi trebuie să te convingă că da, cum se răspunzi tu daci? Da, oricum, da, mi-e faci lucra foarte ușoară. Daci au fost primii. Nu, scuze. Greșit, egiptenii au fost primii. Nu. Nu. S-au găsit niște plăcuțe. Mă, a fost prima game puti. Băi, vezi-ți de treaba ta, Gheolban Neandertalias, Buda, să sună o chestie. Și care a fost pe mine, când neandertalieni? Când se întâmplă chestii. De neandertalieni. Daci. Daci au fost primii neandertalieni. Primii homo sapiens. Și ce au fost înainte de traci? Trapii. Trapii. Trapării. A fost Abi și cu... Mamă, ce-mi place de Abi, că îl mai urmăresc pe TikTok și se filmează pe jumătate de față așa. Băi, da, fraților, ce dracu, mă. Și pizdele astea, toate curvele. Pizdele astea și curvarii ăștia care, bă, mânca, mai ce aveți bă, cu hateri, bă. Voi vă dați seama că eu am curea cumpărată ieri de la un magazin foarte scump. Eu am curea de, cât o garsonieră de-a voastră. Bă, fraților, eu nu înțeleg de ce du-te aveți morți, cu mine. Du-te morți, bă, tiabi. De ce aveți cu mine, frate, când voi n-aveți 10.000 de lei în buzunar? Eu am 10.000 de lei în buzunar acum. Hai, nu mai fiți așa hateri. What the fuck is wrong with you, fella? Why aren't you at back? Da, voi ați auzit... Ce să mai faci cu bacul, băi, când ai 10.000 de lei? Suntem... Și curea cât o garsonieră. Păi până la vinzi cureaua aia, ți-ai garsonieră. Păi da, pe ce te mergi la bac? Ți-ai vinzi cureaua aia, ți-ai două bacuri. Ați auzit disul pe care l-a dat Abi, nu? Cu eu nu fumez, nu mă droghez, nu bag boabe pe la never see, ca toți vlogării. Și s-a pișat așa pe toată vlogării. Băi, bravo, frate. Păi, da, un mesaj. Dar e adevărat că toți vlogării bagă boabe? Adică asta da, este o propoziție logică? Anume. Cred că Five la Gang. La Never See, că eu cred că asta este inferența. La Never See se bagă droguri. Vlogării merg la Never See. Vlogării bagă droguri. Este o propoziție logică asta care se duce în acest... În primul rând, nu știu de ce l-a nevărsit toată lumea, mai ales că știm acum că au luat toți băieța și i-au arestat. Deci clar nu mai sunt droguri la nevărsit. Nu mai sunt droguri la nevărsit, erau aia doi care duceau droguri la nevărsit. Bine, unul avea 10 kg, într-adevăr, dar nu erau doi oameni care duceau droguri. Eu sincer... Plus că de fapt acum au devenit... Îți dai seama cum ar fi care... fost să fi mers, să nu-i fi prins pe aia și pe ceilalți, să fie prea multe droguri la nevărsit, da, și să nu mai vrea...
Păi uite, altul mi-a oferit cu 15 lei, să frate. Fie, da, să fie, da, să arunce de, cu... deflație economică. Să, bă, să plece oamenii, frate, să plece oamenii cu, cu dintr-o asta, frate. Nu, a mers prost. A mers prost anul ăsta la nevărs. Da, 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 nu s-a dat, domne. Mulți, frate. Dat bă, pot... dar trebuia să ne vorbim un pic. Așa a venit toată lumea. Avea pe... Deci m-am dus să mă duc să vând la tineri. A fost bună de iarbă. Da, da, da. Până mea, ce, vrei iarbă? Nu, dar vrei tu? Până mea, nu e ok așa, frate. Hai să ne vorbim. Hai să-i mai ia. Hai să mai ia din ei. Am făcut schimb de boabe ca pe timbre, așa, îi dai și mie de aia cu... Tu de care ai? Deja dădea unul, dădea iarbă pe boabe, știi? Adică nici nu mai erau bani implicați în chestia asta, că erau, da, atât de multe droguri. Da, a fost un negoț, a fost ca un târg de droguri. Nu e ok, frate. Să facă oamenii ceva, să se dea ori niște reglementări. Nu se poate așa, frate. Mă duc cu 10 kg de droguri la mine, am dat un kilogram. Un pizdeas. Uite, am 9 kg acum la mine, ce fac cu el? Să strică. Să strică. Să strică. Să strică bunătate. Frate, că am mers în soare toată ziua. Ei, nu mă, da, dai am și luat pastilele alea să fără mințeaua așa. La... Vrei, ia, dai și tu la depoz la toată lumea, mai dai să ia și ea acasă. Întreabă-l pe Drăcea, am fost cu el să fac spectacol. A venit cu cocoșul sau cu ce pula mea a venit în Borbacaș. Da? Și că trebuie să trecem, am fost la Craiova, am avut show, și că trebuie să trecem pe la unchi, mi se iau niște cocoși. Vii? Erau două găini congelate. Ai, 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 ai. Dacă, dacă ar fi avut unchi sub iarbă, i-ar fi dat iarbă. Bogdanele, treci, tati, și ești tu. Eu clar o să fac au, treaba asta. S-a făcut iarba anul ăsta de am 10 kg. Ești tu 2-3 kg. Eu abia aștept să văd. Să dai în București la băieți. Aveți o glumă cu chestia asta? Nu. Cine avea Micuțu o glumă? Micuțu avea. Da, așa da. E. Foarte așa. Bună. Da, 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 foarte bine chiar. A, foarte bună gluma aia și aveam și eu. Cu 60, aia cu, da, 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 da. Aia cu 60 aveam, cu 60, eu aveam dintre asta, că nu pot să mai, că să mai fumez acum că sunt copii, că... Știi, era gluma aia cu... Da, dar aia parcă erau mai mici de când... Da, nu mai știu cum era. Cu 4C, ce cu ceva bun. Da, știi ce mi s-a părut foarte drăguț? La, la gluma aia mi s-a părut foarte drăguț asta. Că ziceam, când m-am dus la, la Liudmila, la soția mea, care alăpta în momentul ăla, și m-am dus cu un joint la ea și am zis, nu vrei să-i dai copilul niște lapte praf? E, e foarte bună. E benet. Da, da, da. E foarte bună gluța așa, să-i dea niște lapte ce-mi praf. Ce-mi place să mă, că mă uit în ochii tăi și văd că să strâng toate gândurile, să, a, a venit gluma și vrei să schimbi discuția și îți vine un gând așa. Se vede în ochi? Se vede, da, se vede în ochi. Și mai ales că mi se pare că unul mi se duce așa, mi se duce că la miel unul să în partea asta, unul se aduce în partea asta, mă mai uit în oglindă și sunt neatrăgător de tot cu ochii ăștia așa. Da, ești erou astăzi, ai ținut podcast-ul, te-ai făcut, ai vorbit, ai alea. Păi da, ți-am zis, am venit pregătit. Care, pentru de ce te-a luat? Că mă sună păi Costel. Bă, frate! Ce faci? Unde ești? Acasă, până păi de în ce? Pula mea, păi mi-a Melinda pâinea de la gură, că am făcut ca toți dragii mei acolo. Și ăsta mi-a Melinda gura de pâinea de la gură, că am făcut ca toți dragii. Și vreau și eu, ăla e rolul meu, nu vreau să-mi-l ia nimeni. Păi arată-și tu țâțele, ce să faci? Ăsta e thumbnail, thumbnail! Mi-au arătat țâțele! Apă fost... plată, sărachilor! A fost foarte mișto astăzi, ți-am zis, la mine acasă. Minunat! Am rămas toată săptămâna, am fost cu copiii. Astăzi simt așa nevoia de eliberare, dar fără alcool. Doar ce a fost foarte simpatic este că am rămas cu băieții, am luat mai devreme și am vrut să facem niște nevărsile. Am zis, tu știi că, și vă știți băieți, că se întâmplă un festival de muzică cu muzică house și așa mai departe. Vreți să avem nevărsile la noi acasă? Da, tate, vrem, da, ok, hai. Și am băgat microfonul pe Logic, mașinul l-am deschis în programelul lui, am făcut niște ritmuri de dans pe nu știu ce și am băgat un efect cu... ceva wide delay, așa, da. Tot felul de nebunii și era what you am mama s-a auzit foarte drăguț și foarte drăguț a fost un jam session care face tot timpul Costel cu da, da, da. Uite, cam asta am făcut eu astăzi. Da, care că am văzut pe Instagram. Ala pe Instagram, s-a părut foarte drăguț clipul cu Paul care făcea așa, doar că am senzația că de fiecare dată când postezi un clip ești mai aproape de protecția copilului să vină să ți ia. Că ai făcut și gluma aia cu exact. Parcă... Da. Uite, și ai făcut-o și lui pe aia cu-ți dă tati niște lapte praf. Nu i-am făcut-o, doar că știi ce a fost foarte ciudat?
Că ușor, ușor am văzut și în material și în ce mai postez așa, ce mai pun cu copii, că n-am chestii dintre aia de să fiu cu el în brațe. Deci dacă eram în Norvegia, ți-i luau deja. Da, frate, deci da. Sunt, arăt ca un tată foarte depravat. În schimb, partea bună care mă mai salvează este că mai merg cu ei în oraș, se mai plimb cu triciroaba sau treburi de-ntre asta. Mi s-a strigat, deci eu am fost... Mi s-a strigat... Mi s-a strigat pe stradă. Se întâmplă ceva foarte ciudat, să o mai iau din spate. Oamenii acum că au început să mă cunoască și așa mai departe și că mă știu pe stradă și așa pe trotuar, pleacă această recunoaștere de la un film de groază care se întâmplă pe stradă ca un Stranger Things. Asta e Costel, Costel. S-au dat așa niște șoapte în pula mea cu numele meu care mă scot nu știu, din dacă să... e schizofrenie sau ce. Costel, Costel, asta e Costel, da. A, Costel, a, uite-l pe Costel. Costel, Costel, Costel. Și am merg pe stradă și sunt, da, în pula mea, nu știu ce. După care sunt treburi din mașină. Ei, mă, Costel! Așa, the father of the year, mi s-a strigat așa. Și unul m-a strigat, deci m-a văzut așa și a făcut... Ei! Deci mi s-a, așa dar nu știi sigur dacă erai deci tu deci nu ăla. Știu ăla dacă m-a recunoscut și e din Bârlad. Fâna mea și-mi bați joc de oameni din Bârlad. Da, mă știe băiatul, da. Cred că a fost ca o chestie dintre aia de când dai claxon la femeie, când n-ai nimic altceva. Da. Tutut! Și l-am văzut și... Era dacă ai făcut o poză cu el, ar fi avut un atac de la blitz. Și asta mai îmi place când mai fac poze așa, așa și ies toate mișcate pentru că oamenii aș... A, putem să facem o poză. Mie îmi place foarte mult că în momentul ăla... Eu așa ăla... o să fac cu lui C.K. dacă îl prind așa o să fie. Abia aștept. Eu am cu Jim Gaffigan, că l-am văzut, l-am seram poza mea e blurat așa, că tot așa eram. Shit, super... păi da, bravo, frate. Da, da, da. Mă, eu n-am... Cred că da, nu știu. Eu am poze vine cu lui C.K. Show, vine, dar închide el. Da. Eu am poze cu lui C.K. din... Comedy Cellar. La fel făcut așa, dar eu l-am vedem băie mei lui C.K. De-abia aștept să-l văd. Abia aștept să ne distrăm. Bă, Electric Castle. Let's do this. Hai da, că avem show. Și la Electric Castle? Îți dau bani, mă, să te duci. Pula mea, gata. Mulțumesc, tati. Așa cât îți dau? Copii? Vrei ceva? Vrei niște bani? Da, deci nu. N-am la mine, da. Cum, mă? Păi tu nu iei de acasă... Așa, bani de... Bă, proștilor care sunteți, uite așa cu jumătate de față. Bă, de ce mă urâți, mă, pentru că sunt cel mai bun din comedie, mă, n-aveți glumele mele, mă, mâncați aș gurat. Vreți să faceți material, dar n-aveți glumele mele. Bă, stai acasă cu chestiile alea scurte, așa. Cui place, până la urmă, niște one-linere dintre alea obosite? Bă, te rog eu frumos, bă, nu e treaba. Hai, v-am pupat. Să pornim. Mulțumim că existați.